biserice anunța dezlănțuit la adresa lui Iohannis, după ce președintele a cerut demisia Viorichii Dencil, urmărește ceva politic. Călin Popescu tericeanul a criticat pe Klaus Iohannis, după ce președintele a cerut public demisia premierului Viorica Dencil. Președintele nu cunoate bine care sunt atributele instituționale ale președintelui. Vreau să îi atrag atenția ce premierul nu are niciodată nevoie de mandat ca să plece într-o vizită. Viorica Dencil vorbește în numele guvernului, în numele României. Politic, președintele poate să facă declarații, se deschid un război cu majoritatea, cu guvernul, e problema dânsului. Majoritatea PSD-ALDE a adoptat întotdeauna o poziție de respect față de instituție. Poate să ceară demisia premierului, cum poate să o facă orice cetățean. Are aceeași valoare, nici mai mare, nici mai mic. Urmărește ceva politic. Președintele face o gravă eroare de apreciere. Vrea să par ce nu este. Nu poate să controleze prim-ministrul, a declarat Călin Popescu tericeanu, la Antena 3.